Bună dimineața, stimați concetățeni, stimați alegători. Bună dimineața, stimați colegi și reprezentanți ai mass media. Din partea Comisiei Electorale Centrale vă salut pe toți și vă doresc și ne dorim cu toții să avem parte de o zi liniștită, în așa fel ca mâine și în zilele care vor urma viața continuă, trebuie să fim foarte calmi, să ne manifestăm drepturile noastre în mod civilizat și pașnic. Din partea Comisiei Electorale Centrale, vreau în mod special să-i salut pe colegii noștri care și astăzi sunt mai matinali decât noi și deja au dat startul votării în toate secțiile de votare care au fost deschise pe teritoriul Republicii Moldova, dar și în mare parte a secțiilor de votare deschise în afara țării. Vă mulțumim pentru dedicație, vă mulțumim pentru prestația pe care ați făcut-o până acum și sunt sigur că vă veți manifesta în modul cel mai organizat, cel mai disciplinat, cu înaltă responsabilitate și în orele care urmează, până la sfârșitul votării, în perioada totalizării rezultatelor votului de astăzi. Vă mulțumim pentru această dedicație și vă dorim, în primul rând, sănătate tuturor și, reiterez, multă responsabilitate și organizare. Stimați ascultători și privitori, vă comunic că scrutinul de astăzi, votarea de astăzi, este rezultatul anunțat de către Comisia Electorală Centrală după turul întâi al alegerilor, atunci, cum bine știți, deci nici unul din cei 8 concurenți electorali nu a întrunit numărul necesar pentru a fi declarat învingător. Astfel, Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru ziua de 15 noiembrie turul 2. Astăzi, alegătorii vor găsi în buletinile de vot numele următorilor 2 candidați. Sandu Maia, din partea Partidului Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, și Dodon Igor, candidat independent. Vă reamintesc că pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale au fost tipărite peste 3.600.000 buletine de vot, dintre care peste 671.000 au fost distribuite secțiilor de votare din afara țării. Toate buletinile repartizate secțiilor de votare au ajuns la destinație, au fost verificate și au fost puse la dispoziția alegătorilor pentru a-și manifesta dreptul de vot. Regretăm, dar și în acest tur de scrutin, și acest tur de scrutin are loc în condiții mai dificile provocate de situația epidemiologică din țară și de peste hotare, ne regăsim pe al doilea val provocat de pandemie, val de infectări. Suficient să amintim că ieri în Republica Moldova am avut un rezultat record sau antirecord, mai bine zis, 1411 cazuri de îmbolnăviri. Cei ce ne îngrijorează și trebuie să ne îngrijoreze pe toți, fiindcă în spatele acestor cifre sunt oameni vii, sunt rudele noastre, sunt prietenii noștri, sunt colegii noștri și trebuie să manifestăm sub acest aspect maximă prudență, să ne protejăm unii pe alții, să respectăm toate regulile care au fost stabilite de către autoritățile statului.
În mod special, bineînțeles, mă refer la organizarea votării în secțiile de votare și aici îi chem atât pe alegători, dar în mod special pe colegii noștri din organele electorale inferioare, din birourile electorale, să organizeze în așa fel procesul de vot, ca toți cetățenii să-și manifeste dreptul la alegere în condiții de maximă securitate. Deci, votarea de astăzi are loc în aceleași condiții care au fost stabilite pentru turul întâi, deci au fost deschise 2143 secții de votare care așteaptă alegătorii pe parcursul zilei până la final, orele 21. Amintim că dintre aceste 2143 secții de votare, 42 de secții au fost organizate pentru concetățenii noștri locuitori din stânga Nistrului, iar 139 secții de votare pentru concetățenii noștri care se află în afara hotarilor Republicii Moldova. Așa cum am menționat de la bun început, la orele 7 și-au început activitatea toate secțiile de votare din țară, incidente care ar pune la îndoială deschiderea secțiilor de votare nu s-au manifestat, cel puțin din informațiile care au parvenit în adresa Comisiei Electorale Centrale, așa ceva nu se atestă. Mici incidente, evident că au mai fost, am avut în două localități deconectări de la energie electrică, dar au fost remediate. Așa, pentru a fi puțin mai relaxați, chiar și în afară țării, într-o țară cu o infrastructură foarte serioasă, am avut deconectări de energie electrică. Dar și acolo se remediază și probleme suntem siguri că nu vor fi. În prezent, deja, procesul de votare este desfășurat, s-a început, așa cum bine știți, în Japonia, China, Federația Rusă, Azerbaijan, Qatar, Emiratele Unite. Deci procesul este întoi în partea de vest a Europei, dar încă nu toate secțiile de votare și-au început activitatea din cauza fusului orar și peste un anumit interval de timp, iarăși datorită acelui fus orar, vor începe activitatea secțiilor de votare din Statele Unite ale Americii și din Canada. Reamintim că pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și Reintegrării Europene sunt actualizate informațiile privind condițiile de votare în toate cele 139 secții de votare constituite în străinătate, inclusiv adresele. Atragem atenție că pentru unele secții de votare au fost schimbate locațiile și aceste date sunt atât pe site-ul nominalizat, cât și pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale. De asemenea, aici puteți găsi regulile sanitare, documentele confirmative necesare și alte informații relevante despre procesul de votare. În trei secții de votare din străinătate, Baku, Strasburg și Budapesta, terminul de votare a fost restrâns în consecință, deci vom avea la Baku votarea între orele 7 și 18, la Strasburg între 7 și 20 și la Budapesta între 7 și 19. Scrutinul de astăzi va fi monitorizat de circa 2400 de observatori acreditați de Comisia Electorală Centrală și încă un număr impunător de observatori care au fost acreditați de către organele ierarhic inferioare. Mă refer la consiliile electorale de circumscripții și la
biroului. Îi îndemn și pe această cale pe observatori, chiar dacă n-am avut obiecții vis-a-vis de activitatea acestor persoane pe parcursul votării în turul întâi, îi îndemn să fie cu ochii în patru și să contribuie la bună desfășurare a procesului electoral, fără a crea impedimente atât concetățenilor noștri care își manifestă dreptul la vot, cât și organelor electorale care sunt menite să organizeze acest proces. Comisia Electorală consideră necesar să venim cu un mesaj și către alegătorii noștri. Autoritățile statului au creat toate condițiile de desfășurare a acestui scrutin în condiții de maximă securitate sanitară pentru a reduce riscurile de răspândire și infectare cu virusul COVID-19. Trebuie să fiți siguri că vor fi întreprinse toate măsurile de protecție pentru ca dumneavoastră, stimați alegători, să vă exercitați dreptul de vot în condiții sigure. Reamintesc pe această cale că cetățenii care din motive de sănătate sau alte circumstanțe ce le împiedică deplasarea la secția de votare, dar și cei care se află la autoizolare sau prezintă simptome caracteristice infecției virale COVID-19, pot să solicite votarea la locul aflării, inclusiv pe parcursul zilei de astăzi, până la ora 15:00. Amintim, de asemenea, că actele în baza cărora puteți să vă exercitați dreptul la vot sunt următoarele. Pentru secțiile de votare din țară, buletinul de identitate valabil, buletinul de identitate provizoriu sau livretul de militar. Pentru secțiile de votare din afara țării, pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv, menționez, cu termen de valabilitate expirat, buletinul de identitate sau livretul de marinare. Stimați concetățeni, Comisia Electorală Centrală vă îndeamnă pe toți și vă încurajează să participați activ și conștient la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Vă comunicăm prin intermediul reprezentanților mass media și pe această cale că primele date preliminare referitoare la rezultate le vom prezenta către ora 22:00, iar pe parcursul zilei de astăzi vom avea mai multe intervenții în cadrul conferințelor de presă, briefing-urilor, iar în caz de necesitate suntem gata să vă răspundem suplimentar la solicitările noastre. Următoarea întâlnire este preconizată pentru orele 12:00. Vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim și ne dorim o zi cât mai liniștită și un proces electoral cât mai calm, deschis, în așa fel ca să fim cu toții satisfăcuți de rezultatele acestui scrutin. Eu vă mulțumesc mult, o zi frumoasă în continuare.